Bună seara, Biserica Via! Mă bucur să vă salut online pe toți și eu de-abia aștept să reluăm întâlnirile noastre. Dumnezeu să binecuvinteze familiile noastre și să le protejeze. Trecem cu toții prin această pandemie și majoritatea dintre noi ne întrebăm oare de ce a permis-o Dumnezeu. Vedem oameni care pleacă dintre noi, unii victorioși, spunând, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. În schimb, alții sunt la sfârșitul unei vieți în care și-au ratat ținta spirituală și au rămas departe de Dumnezeu. Dar oare noi, ceilalți, ce lecții avem de învățat și ce anume vrea Dumnezeu să schimbe în noi? Vă voi citi câteva versete din capitolul 8 al cărții Deuteronom. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul, Dumnezeul tău, pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi. Care era situația ta înainte de pandemie? Nevoile tale erau acoperite din plin? Ai o locuință frumoasă, confortabilă? Serviciul tău mergea bine, firma ta prospera, veniturile tale erau din abundență. Dar oare care era atitudinea ta? Îi mulțumiai tu lui Dumnezeu pentru toate acestea? Sau te uitai doar la tine? Ce priceput ești? Ce isteț? Ce pe fază? Ce smart? Îi acordai tu meritul lui Dumnezeu? Sau ție? Atitudinea aceasta ne costă. Pe Moise l-a costat mult. Vă voi citi despre el din Cartea Numeri, din capitolul 20. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron. Să vorbiți stâncii acesteia în fața lor și ea va da apă. Să le scoți astfel apa din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Moise nu a spus, va putea Dumnezeu oare? Ci a spus, vom putea noi oare? Pentru această atitudine, Dumnezeu nu le-a permis celor doi să intre în țara promisă evreilor, după ce au călătorit 40 de ani ca să ajungă acolo. Să nu facem și noi aceeași greșeală, să-i acordăm meritul lui Dumnezeu pentru succesele noastre și asta mai ales verbal în fața celorlalți. Să nu lăsăm ca mândria să se strecoare în inima noastră, în astfel de momente.
De ce cred că acum aceasta poate fi o lecție pentru unii dintre noi? Ne aflăm într-o perioadă de criză, de dificultate, de recesiune economică, de deșert financiar. Evreii au trecut și ei printr-o perioadă asemănătoare, o perioadă grea, la traversarea deșertului spre țara Canaan. Iar în această situație a lor, Dumnezeu le spune, găsim în același capitol 8, din care am citit la început, Dumnezeu le spune, adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Dumnezeu în timpul acestor 40 de ani în pustiu, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Cuvântul smerenie în dicționarul explicativ al limbii române se traduce prin a avea o atitudine umilă, modestă, supusă, plină de respect. Iar verbul a smeri se traduce prin a înfrânge mândria cuiva. Aceasta este lecția de învățat pentru unii dintre noi în această perioadă grea. Dumnezeu ne înfrânge mândria. Ce atitudine ai avut în fața succeselor tale înainte de pandemie? Ce atitudine oare vei avea în viitor? În mintea ta, dar mai ales față de oameni. Acordă-i meritul lui Dumnezeu. Cei care ați învățat lecția aceasta în trecut, stați de vorbă cu Dumnezeu și întrebați-L, Doamne, ce vrei să învăț eu din această situație? În final, pe lângă obișnuitul, stați acasă, eu vă spun, opriți-vă și să știți că El e Dumnezeu.